Controlele poliției de frontiere române au dat peste cap traficul în punctul de trecere Nădlac. La lăsarea serii, sute de camioane așteptau să treacă de vamă. Luni întregi și ani întregi de când stăm în cozile astea infernale, nu se ia nicio măsură. Suntem stresați, adormiți, obosiți, nu mai știm ce să facem. Când e zăpada, a fost cu zăpada că a fost blocat, acum că faci, ai, nu știu, evaziune fiscală. Se caută evazioniști. Să se caute evazioniști? Unde se evazioniști? Bănuiesc că nu aici pe drum. Aici pe drum sunt oamenii nevinovați. În timp ce oamenii se plâng că totul merge prost, autoritățile vin cu aceeași explicație. Cauza cozilor care sunt în momentul de față sunt controlul amănunțit asupra transporturilor de mărfuri. Tiriștii recunosc, uneori apelează la metode nu tocmai legale pentru a evita amenziile. Am un magnet cu care pun acolo tacograf la pipă, la cutie. Și atunci ce se întâmplă? Atunci mă oprește tacograful. Sancțiunile pentru depășirea timpilor de odihnă sunt usturătoare. Deci dacă ai depășit programul, știi, afară 1.000 de euro, în țară, nu știu, 60, 70 de milioane, 80, adică 6-7.000 de lei. Aseară, coloana de la intrarea în Vama Nădlac depășea 15 km și număra peste 500 de camioane.